inspiratoare muzică. Și Domnul să binecuvânteze pe cei care au cântat, pe care îi așteptăm și cu alte ocazii, dar Domnul să binecuvânteze și pe cei care ascultă. Se pare că uneori este la fel de important să cânți, cât este de important să asculți. Și toate să se facă împreună spre lauda lui Dumnezeu. Pentru cei care în dumneavoastră aceasta vă invit să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 5. Și dacă sunteți binevoitori, am să vă rog să păstrați Bibliile deschise în locul acesta, pentru că de aici căutăm să aducem câteva idei înaintea noastră, această zi de sabat, care sper ca prin Harul Domnului Dumnezeu să ne facă bine. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 1, în continuare. După aceea, era un praznic al iudeilor, o sărbătoare a iudeilor. Și Iisus s-a suit la Ierusalim. Iisus era un bărbat al rugăciunii. Dar nu numai atât. Îi plăcea să meargă la închinare. Iisus făcea parte din acele persoane care dădeau un exemplu poporului său să fie împreună cu poporul său de fiecare dată la rugăciune. Domnului Hristos îi plăcea să fie împreună cu poporul la ocazia acestea de sărbătoare, când se adunau să aducă laudă lui Dumnezeu și închinare. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, și care are 5 privoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi, care se pogora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui care fusese vindecat. Este ziua sabatului. Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Mi l-au întrebat, cine e omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar și-a vindecat, nu știa cine este. Căci Iisus se făcuse nevăzut în norodul care era în locul acel, din norodul care era în locul acel. După aceea, Iisus l-a găsit în templu pe omul acesta și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Frații și surori, dragi oaspeți, acest pasaj care presupune o atracție specială din partea noastră, din multe puncte de vedere, aș dori să ne fie călăuză în meditația pentru ocazia de față. Vă rog pentru început să observați că slujirea Domnului Iisus Hristos, cât a umblat pe pământul acesta, mă refer la slujirea lui oficială de la ispitirea
din pustie, după botez și apoi până la moartea sa pe crucea Golgotei. Deci slujirea Domnului Iisus Hristos cuprinde patru ocazii de Paște. Și toate au niște semnificații speciale dacă încerci să aprofundezi evenimentele care au loc cu ocazia aceea. La primul Paște, Domnul Iisus Hristos îl întâlnește pe Nicodim. La un moment în care Nicodim reușește să înțeleagă de ce Domnul Iisus Hristos a venit între ei și care era misiunea lui, și anume curățirea templului și începând de la templu, cu cei mai mari și până la toți ceilalți, să fie ordine, să fie doctrină sănătoasă și purtare sănătoasă în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. La al treilea Paște, Domnul Iisus Hristos era în drum spre Ierusalim și hrănește 5.000 de oameni fără mai socoti copiii și femeii. Aceasta era un mesaj puternic transmis din partea cerului că Dumnezeu se îngrijește și de nevoile noastre fizice. Și dacă este necesar, intervine chiar cu minuni pentru a ne ușura poverele în viața aceasta. La al patrulea Paște, Domnul Iisus Hristos apare ca mie, crucificat, ca să răspundă cele mai mari dintre toate nevoile pe care le am eu și tu. Și anume nevoia de iertare. El vine ca să găsească o rezolvare pentru nevoile cele mai profunde ale sufletului nostru. Iar la cel de-al doilea Paște este cazul aici, și anume vindecarea unui slăbănoc, vindecarea unui om bolnav de 38 de ani. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, care ar fi oare lecțiile pe care le desprindem de aici, din această ocazie, de la cel de-al doilea Paște? Probabil că vom înțelege câte ceva cu privire la lecțiile pe care Domnul Iisus Hristos vrea să ne le ofere de aici, de la această ocazie. Și de ce Duhul Dumnezeu îngăduie ca acest pasaj să fie în fața noastră după atâtea veacuri și să fie pentru învățătura și binele nostru. Atunci când vorbim de Betesda, zic unii traducători că ar fi vorba despre casa milei, Bet și Hesed, care înseamnă milă. Dar mai sunt și alți traducători care spun că ar fi vorba de Betzata, care ar însemna casa măslinilor. Iosif Flavius chiar vorbește despre o anumită grădină de măslini, o zonă ceva mai mare, care includea și zona aceasta balneară, și unde creșteau mulți măslini. Nu știu dacă are foarte mare importanță. Dar mi s-a părut interesant că mai toți comentatorii, atunci când aduc în discuție locul acesta, au plăcerea deosebită să se referă la locul acela în care intervine Domnul Iisus Hristos în favoarea acestui om, ca fiind casa milei și a îndurării. Așa cum ar trebui să fie Biserica lui Dumnezeu în Tolen. Acolo, la locul acela, iau niște ape balneare, din motive pe care nu le-am studiat foarte bine, probabil că unii dintre dumneavoastră au informații mai multe, niște gaze care gorboroseau, se tulbura apa aceea din când în când, știu eu, și cuvântul Domnului aici, din versetul 4, nu apare în scrierile, în traducerile acelea mai vechi. Și apare ca un comentariu marginal, dintre care se, mi se spune, se credea. Adică era o credință populară, oamenii aveau o tradiție cumva făcută și a zis, dacă te duci acolo și dacă zăbovești acolo și dacă prinzi acolo momentul acela, indiferent ce boală ai, te ai vindecat. Foarte interesantă viziune cu tradiția aceasta. Unii, ca să prindă ocazia aceasta, și-au făcut adăpostul că stăteau acolo chiar și noaptea. Și căutau să nu prindă, să nu piardă cumva ocazia aceea. Ba chiar se călcau în picioare unii de alții în speranța vindecării. Și știți ce vă rog să observați de aici?
Acesta poate să fie cel mai trist comentariu despre natura noastră umană. Și anume, dacă vrei să fii prim, dacă vrei să fii vindecat, dacă vrei să fii realizat, începe să te încordezi, începe să dai din coate, dă-le o parte și pe unul și pe altul, depășește pe dreapta și pe stânga, brâncește, împinge ca să fii primul și să prinzi. Și acesta principiul Împărăției de Dumnezeu, frate și sorori. Iar între oamenii aceștia pe care vine Domnul Iisus Hristos să-i viziteze, se găsește un caz dramatic. Un paralitic. De 38 de ani chinuit. Din nou și din nou vine și iarăși revine la locul acela. Poate, poate va prinde și el ocazia aceea. Nu-i dau seama dacă omul acesta era descurajat. Poate. Poate că a avut oameni care îl încurajau ca să meargă din nou acolo. Poate familia îl încuraja să ajungă acolo. Cert este că el este acolo și prinde într-adevăr o zi memorabilă pentru viața lui. Dar nu din partea tradițiilor cu privire la tulburarea aia. Și ziua memorabilă pentru el este aceea în care se întâlnește cu o persoană deosebită. Se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Se întâlnește într-o zi de sabat cu Mântuitorul lui. Și acest om în necaz v-aș invita să urmăriți că el de fapt se întâlnește cu trei feluri de oameni. Asuma cărora aș dori să zăcovim puțin în această după-amiază. În primul rând, Domnul Iisus, în primul rând, Domnul acesta, până la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, se întâlnește cu egoiști. Cine sunt acești egoiști? Ei nu sunt oameni murdari, neapărat. Ei nu sunt oameni needucați, neapărat. Ei nu sunt oameni, știu, de care trebuie să fugi, neapărat, în aparență. Ei sunt oamenii care știu un singur lucru pentru ei. Să se pună primii pe listă, pe oricare listă. Ca să ajungă primii. În al doilea rând era vorba de legaliști. Acolo. Care s-au uitat la om și și-au adus aminte de reguli și de legile de lor. Și-au zis, nu facem. Regula trebuie să fie deasupra tuturor. Ei pun regulile și rânduielile deasupra tuturor oameni, mai presus de oameni. Și în sfârșit, omul acesta se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, care echilibrează așa de frumos și așa de benefic pentru omul acesta situația. Domnul Iisus Hristos pune vindecarea lui întâi. Pune rezolvarea nevoilor noastre imediat înainte. Frații și surori, dragi oaspeți, în acest sabat, nu e greu pentru noi să ne imaginăm că Domnul Iisus Hristos își respectă cuvântul după făgăduința pe care ne-a făcut-o. Și este prezent aici între noi ca de fiecare dată. Să treacă printre rânduri, să apropie de fiecare dintre noi și să ne atingă cu mâna lui iubitoare carnările noastre, bolile noastre, suferințele noastre, problemele noastre, să fie rezolvate. Aceasta este făgăduința lui și conține un element atât de important pentru mine, încât nu pot să nu spun. Dacă doi sau trei se adună în numele meu, sunt acolo, să aduc vindecare, să aduc binecuvântare. Pentru că El este vindecătorul divin. Cel trimis de Dumnezeu să aducă în lumea noastră vindecarea. Dar nu e suficient. El este trimis de Dumnezeu să aducă vindecarea în comunitatea noastră. Este trimis de Dumnezeu să aducă vindecarea în viața mea. În viața ta. Și lucrul acesta este așa de frumos subliniat aici. Haideți să revedem pentru un timp cele trei categorii de oameni pentru a mai învăța câte ceva. Observați? În această întâlnire cu egoiște, omul nostru trebuie, este obligat să facă o declarație. Una dintre declarațiile extrem de dureroase. Și anume, Doamne, cum am citit aici? Doamne, n-am venit. Aici găsim cea mai tristă constatare. Cea mai tristă constatare pe care o putem face atunci când ne uităm în dreapta sau în stânga noastră. Aceasta este, dacă doriți, constatarea despre viacul pe care îl trăim.
Și societatea nu oferă altceva decât egoism pentru egoism și ca un sandwich cu egoism deasupra și dedesubt băgat și între cele două părți, încă tot egoism. Și ne mai întrebăm de ce ne merge rău? Ne mai întrebăm de ce în viața mea, de familie sau în viața mea, de societate și uneori de biserică, mai merge rău? Pentru că totdeauna constat că există o situație în care cineva vrea neapărat să fie înaintea mea, vrea cineva neapărat să fie deasupra mea, vrea cineva să fie în spatele meu, în spatele meu, nu să mă ajute, să mă împingă, să mă spioneze, dacă se poate să mă îndrăgească. Și ispita aceasta nu ocolește pe nimeni decât cu condiția să fie foarte atent la ceea ce propune Dumnezeu pentru rezolvarea acestei ispite. Există o dorință bolnăvicioasă în firea noastră de a ne pune primul pe toate listele. Vedeți, frați și surori, nu ar trebui să fie așa, dragi mei. N-ar trebui niciun fel să fie lucrul acesta de admis. Pentru că toți avem rând de un fel sau de altul. Pentru că fiecare dintre noi avem o cruce de purtat. Adevărat că instinctul de conservare te împinge cumva ca să te concentrezi mai mult asupra rănilor tale. Dar aceasta ar trebui niciodată să nu se facă în detrimentul nevoilor celor de lângă tine, a rănilor lui și așa mai departe. Pentru că noi trebuie să ne susținem unii pe alții, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Poate cel mai trist răspuns din toată Biblia, frați și surori, este acela pe care îl dă omul acesta în fața Domnului Iisus Hristos, care vine din cerurile de prea curate și prea înalte și spune: până să ajung eu, Doamne, se coboară altul înaintea mea. Și de aceea, probabil că mintea acestui om era o idee. Și anume, mă satura de pământul acesta. Oare nu cumva o fi o lume mai bună? Nu cumva ar fi cineva care ar putea să mă ajute și să mă duc în această lume mai bună? O, frate și surori, dragi, să încărească Dumnezeu ca în Biserica Domnului Iisus Hristos să se constate la fel. N-am pe nimeni. Și până să ajung eu, deja nu mai este loc pentru mine. În biserică fiecare dintre noi trebuie să aibă pe cineva pe care să-l ajute, de cineva de care să aibă grijă, frate și surori. Aceasta este Biserica lui Dumnezeu, să ne susținem unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții și în măsura în care este posibil să ajutăm pe cei care sunt lângă noi. Numiți așa în limbajul Sfintelor Scripturi, aproapele nostru. Totuși, se pare că ceea ce spune omul acesta aici nu era chiar 100% un adevăr și o să vedeți de ce. Pentru că omul acesta nu putea merge, da? El nu se putea deplasa. Și cineva trebuia să-l aducă acolo. Deci au fost niște oameni care au zis: bine, uite, te ajutăm, te luăm și te ducem acolo. L-au vedut o dată, de două ori, numai că s-a întâmplat ceva. După ce l-au adus, ce-au făcut? L-au lăsat acolo și au plecat la treburile lor. Și tendința aceasta se menține până astăzi, să faci ceva, să intervii cu mare bunăvoință, să bucuri pe cineva care este într-o situație de felul acesta, dar apoi, când apare o criză, când apare și a doua criză, când omul are cea mai mare nevoie de tine și de ajutorul tău, să spui: îmi pare rău că am avut apucut să fac. Și apropo, oamenii care trec prin criză nu au în primul și în primul în cea mai mare nevoie de ajutorul nostru și au nevoie, știți de ce? De cine? De cineva care să-l asculte? Și mai ales de cineva care să nu-l judece. Și care să-i spună o vorbă de încurajare ca din partea lui Dumnezeu. Ferice de cei care înțeleg ce spunea Apostolul Pavel gândindu-se la aceste lucruri. Și aș vrea să citez în Sfânta Scriptură acest gând, pentru că este așa de frumos și așa de interesant. E vorba de 2 Corinteni, capitolul 1. Uitați-vă că ne prinde bine. Și ne uităm așa într-o teză la cuvântul acesta, pe care dumneavoastră sunt convins să-l știți pe din afară, dar care ne face bine să-l auzim. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mânvie. Când cineva trece printr-o situație delicată, printr-o criză, mânvierea aceea știți de unde vine?
Niciodată din altul. Niciodată din izvor omenesc. Și întotdeauna vine de la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Care ne mângâie în toate necazurile noastre. Nu este necaz în care Dumnezeu să nu dorească să ne mângâie. Pentru ca prin mângâierea cu noi, cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei care se află în necaz, oarecare. Cât de interesant. Ce viziune extraordinară are acest om al lui Dumnezeu. Egoistul, frașilor, pierde enorm. Pentru că numai când ajuți pe altul, te poți ajuta pe tine. Și lucrul acesta este fenomenal. Hai să găsești unul din marele secrete ale vieții noastre. Fie că e vorba de viața de biserică, viața de familie sau de societate. Am fost abonat într-o perioadă de timp la una dintre publicațiile Alcoolicilor Anonimi. Era lucruri interesante. La un moment dat m-a preocupat foarte mult această modalitate de a ajuta pe oamenii aceștia care sunt de multe ori foarte talentați, foarte dotați și care pierd enorm, enorm datorită acestui drog. Nu am părăsit de tot ideea, să vedem cum o putea pune în practică, dar am găsit acolo istoria celui care a înființat acest centru al Alcoolicilor Anonimi. Eu nu știu foarte exact dacă o fi fost așa, dar tare mi-a plăcut. Și vă rog să ascultați în contextul acesta al celui care caută să renunțe la egoismul lui și ajută pe cel de lângă el. Se spune că acest bărbat, un bețiv incurabil, deși un om foarte capabil, foarte talentat și un om plăcut așa în relație, dar avea patima aceea. De 15 ore a trebuit să fie dus la dezalcoolizare. Și a 15 ore, când a fost dus într-o stare extrem de gravă, cu sănătatea făcută praf și la pământ, medicii au spus, dacă mai pui o singură dată gura pe alcool, mor. Ai înțeles? Eu l-am înțeles. Dar când a intrat în sedaș, a început să frământe celulele acelea care cereau. Care cereau păcatul. S-a dus la doctor. S-a dus, doctor, mor? Da, mor, dacă mai pui gura pe acolo. Domn doctor, sigur mor? Sigur mor. Domn doctor, dacă tot mor, dați-mi o sticlă să mai bea o dată și să mor. Medicul s-a uitat la el, om cu minte. Și a zis, fiate, a scos de sus de acolo sticla, era o sticlă mare. A pus-o prima și a zis, o vezi? Iată, cu o singură condiție. Vezi că la camera numărul 1 este un tânăr care n-a ajuns să fie ca tine, dar care este într-o stare foarte gravă și nu-l pot convinge să renunțe. Dacă tu-l convingi, dar cum să-l convingi un doctor? Eu nu poate. Măi, tu povestești, ce ai fost tu? Cum ai terminat facultatea? Cum ai terminat studii? Cum ai făcut? Și povestești cum încet, încet, din cauza alcoolului, ai pierdut totul, 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 totul. Ai pierdut și familie, ți-ai distrus cariera, ți-ai distrus totul. Și povestești. Și a zis, bine, fac treaba asta. Numai că atunci când a ajuns acolo la tânărul respectiv, i-a plăcut de el. Numai că tânărul acesta nu voia să asculte el sfaturile astea, că astea îi aduceau aminte de mama și de tata, îi aduceau aminte de preotul bisericii și de altele, nu voia. Și omul acesta a început cu alte argumente și a început să-i povestească mai cu patos și a început să-i spună, nu mergeau argumentele acestea. Și atunci a spus argumentul cel mai puternic. A spus, uite, fii atent. El susținea tânărul acela, cum se poate? Și a spus, eu pot. Uite, dacă vrei, merge la domn doctor să vezi că el îmi dă o sticlă întreagă de eu să vezi cum ating de și nu. Și dacă eu pot, că am fost aici, deci a 15 oară sunt aici și tu vei putea. Și a putut. Și el, și celălalt. În momentul în care a renunțat la egoismul plăcerilor personale și s-a ocupat să vină în întâmpinarea nevoilor celorlalți, omul acesta devine întemeietorul acestei societăți a alcoolicilor anonimi, care mi-a făcut. Și am zis, cât interesant ar fi dacă noi, frați și surori, cu vecinii noștri care nu ne plac uneori, cu care nu ne putem înțelege uneori, ne-am face un scop din viața noastră să-i facem în așa fel atmosfera încât ei să se simtă mai confortabil. Acolo ar veni binecuvântarea lui Dumnezeu. Sau în familiile noastre. Hai să luăm în familiile noastre. Un soț care nu te mai place și nu te mai place. Fă-ți un scop.
din viață, că și așa nu durează prea mult. Fă-ți un scop din viață pentru 40 de ani, 50 de ani și spui, vreau să-mi fac tovarășul de viață pe care l-am ales înaintea lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, vreau să-l fac fericit. Ce credeți să vă întâmpla cu tovarășul de viață? Cel mai rău tovarăș din viață din care există. Ce credeți să vă întâmpla? Exact s-a întâmplat aici. Dar noi, frate și surori, de multe ori nu știm că fericirea noastră se găsește în aceste lucruri care ascund învățătura aceasta extraordinară de frumoasă a lui Dumnezeu. Când faci pe altul fericit, sigur că vei fi fericit. Când rănești pe altul, acolo escaladarea apare, egoismul acesta te împinge să faci dintr-un rău un rău mai mare și așa mai departe și totul duce la distrugere și autodistrugere. Dacă să ne ocupăm puțin și de legaliști, că aceasta este o altă categorie de oameni care găsește omul acesta al nostru care se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos în această ocazie. Legaliști sunt oameni, așa cum am spus, care pun regulile mai presus de oameni. Mântuitorul îl vinde care și spune, ia-ți 41. El îl înfășoare, la probabil o rocojină, la un soi de tarbă, știu cum ducea el acolo, l-a strâns repede, la sub soară și mergea foarte apăsat în Dumnezeu de mult. Și oamenii au venit la el și au spus, posibil? Păi, ce este astăzi? Dar nu-i interesa cine este, decât să este bolnav. Important era că nu era îngăduit, după părerea lor, să faci un astfel de lucru. Era mare păcat. 39 de reguli prestate toate cu privire la sabat, ce să faci, să nu faci. Au făcut o dezbatere lungă, atâta de lungă a fost o dezbatere cât unul dintre rabini moare și nu ajunge la concluzia care trebuie așa, anume dacă în sabat să porți un picior de lemn după tine sau nu. Cafilele erezii. Și Domnul Iisus Hristos îl întâlnește, îl face sănătos și spune, ridică patul și umblă. Știți care era ideea Domnului Hristos? Uită-te la mine. 38 de ani te-a dus pe tine patul acesta. Nu te-ai putut despărți de el. Ei, acum ia și tu patul și mai duci și tu pe el. Să vezi cum. Interesant. Domnul Iisus Hristos face o minune, frate și de ei nu văd nici nevoie de omului și nu văd nici harul de Dumnezeu. Legaliștii văd un singur lucru și anume regul. Vede o regulă. Dar regulă a fost făcut pentru om. Sabatul a fost făcut pentru om. Când punem regula mai presus de oameni, frate și surori, ne facem vinovați de acest cuvânt urât și murdar, care se numește legalism. Haideți să vă dau o imagine. Oamenii, noi oameni, a fost făcuți ca să locuim în casă. Și când intri într-o casă, prima dată vezi covorul, mai puțin mai sus vezi patul, ceva mobilă, mai sus un pic ferestrele, nu? Și ceva pe acolo. Iar dacă ești mai sus, vezi? Ce vezi? Tavan, acoperișul. Acoperișul, da. Dar vezi dacă vezi un pic, vezi mai sus. Nu? Dar ați văzut un om care atunci când intră în casă, sau ce ați zice dumneavoastră despre un om, dragi mine, imaginea asta vă rog să vă păstrați. Ce să știți spune un om care intră în casă și care stă cu ochii numai la acoperiș? Și tot. Acoperișul sunt regulile. Și sunt regulile pe care le dă cineva de sus. Dar reguli care, în primul rând, cui le dă cel de sus? În primul rând, mi le dă mie. Ca relațiile cu alții să am o comportare corectă, frate și surori. Adevărat că arhitecții moderni au modificat, au schimbat, au inovat blocul. Și când te uiți în sus, te uiți, de fapt, tot la oameni. Și când te uiți și nu stă la oameni. Da. Regulile este necesare, dar Domnul Hristos le așează într-un cadru extraordinar. Poate capitolul 7, versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, că și în aceasta se cuprinde toată legea și tot ce spun prorocii. Regulile fără relații cu Dumnezeu, regulile fără relația aceasta cu aproapele tău și spre binele lui, frate și surori, adică dragostea, nu are nimic divin, nu are nimic care te poate face să fii omul ales de Dumnezeu, care va fi pe plaiul de cer, unde egoism nu va fi deloc. Pentru că acolo nu există deloc egoism. Legaliști nu înțeleg problema cu sabatul. Ei știu de reguli
Și ei mai știu, este un timp special, dar în niciun caz de vindecare. Apropo, Domnul Iisus Hristos face, știți câte minuni cu Domnul Hristos în sabat? Ca să poată demonta această viziune a lor, periculoasă pentru viața lor. Legalismul este greu de demontat. Legalismul și egoismul sau așa. Spunea frate de Uțanu când a fost la noi, zice, fiecare kilometru de autostradă are și 2 km de șansă. Da, legaliști, bă, era și ei pentru așa. Domnul Hristos, 7 minuni face în seama. La fiecare dintre aceste ocazii să poată vorbi despre momentul de eliberare pe care vă așteaptă Dumnezeu din partea noastră, frați și surori. Și știți ce îmi place cel mai mult? Ca să nu rămânem prea mult în trecut. Știți ce îmi place cel mai mult? Ca astăzi Domnul Iisus Hristos. Da, astăzi, aici la Crucea. Lângă mine și lângă dumneavoastră, Domnul Hristos vrea să facă o minune. El vrea să atingă de nevoile noastre, de stresul nostru, de bolnavii noștri, dacă vreți. De cei care au inima rănită, de cei care nu mai înțeleg anumite lucruri, care se frământă și se luptă cu îndoiala. El vrea să facă o minune. Deci omul acesta întâlnește pe egoiști care se pun primii pe liste, întâlnește pe legaliști care iubesc regulile mai mult decât pe oameni și slavă lui Dumnezeu, omul acesta întâlnește pe Domnul Iisus Hristos. Pe Iisus. Care îl iubește pe omul acela, așa cum iubește și pe noi astăzi și dorește vindecarea omului acela, cum dorește și vindecarea noastră astăzi. Pentru că specializarea Domnului Iisus Hristos, frate și surori, este să intervină exact atunci când suntem necăjiți. Exact atunci când suntem bolnavi și răniți. Specializarea Domnului Iisus Hristos este aceea pe care o așează în parabola Samariteanului Milos, în care El se duce, indiferent ce fac alții, indiferent ce fac lucrătorii, în fel sau de altul, să ajute pe omul care este în necaz. Dacă astăzi simți că ai o nevoie, dacă astăzi simți că e o problemă în viața ta, apropie-te de El fără nicio grijă, pentru că El vine să te ajute. Este foarte interesant că Domnul Iisus Hristos știa ce urma să se întâmple datorită acelei minuni. Pentru că oamenii aceștia au luat niște hotărâri în dreptul Lui. Dar în ciuda faptului că știa lucrurile astea, dar nu s-a putut abține să nu facă această minune în dreptul acestui om care avea asemenea nevoie. El s-a simțit atras de omul acesta și l-a vindecat în ciuda tuturor consecințelor rele care ar fi urmat pentru el. Păi este mai foarte interesant, de asemenea, de observat câte ceva și din dialogul pe care Domnul Iisus Hristos îl inițiază cu omul acesta pentru prima dată și cu prima întrebare. Știți cu cine începe Domnul Iisus Hristos de dialogul cu omul acesta necaz? Vrei? Vrei să te faci sănătos? O întrebare importantă sau nu? Vrei să-ți aduc copiii tăi să fie iarăși lângă Domnul? Vrei să intervin în familia ta și să fie bine? Vrei ca să mă ocup de o problemă sau de alta? Vrei? Niciodată, frați și surori. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt, nu va trece peste voința noastră. El ne face făgăduințele, dar așteaptă din partea noastră să dorim lucrul acesta, să fie o dorință puternică, o dorință disperată, dacă vrei, să fii vindecat de un lucru sau de altul cu care ești lovit la un moment dat. Atunci când Domnul pune întrebarea aceasta, se gândește la o realitate? Nu cumva să te apuci să faci calcule. Omul acela ar fi putut să facă niște calcule și să spună am ajuns aici greu, dar prima dată cum mă fac sănătos, mă duc din nou la plăcerile păcatului meu. Sau, să zic chiar așa cum sunt acum, am niște avantaje din șerșit. Și cum adică să lași șerșit după aceea mă duc chiar așa la muncă? Nu prea nu convine. Nu. De aceea Domnul Hristos spune, vrei sigur să te faci sănătos? Vrei sigur să faci parte din oamenii aceia care se așează de partea lui Dumnezeu? A, da, Doamne, da, interesant ce spui, dar rudele mele, credința strămoșească,
știu eu niște lucruri cu privire la credință. Mai tulbură câte ceva pe acolo și dacă merge cineva și se aruncă acolo, sigur de la asta. Dar trebuie să dai din coate, tare ca și s-ar primi. Sigur, dintr-o cei mai puternici, cei mai buni, nu are nicio legătură cu Biblia și cu logică sănătate. Fratele meu, sora mea, spun oamenii, dar aș încep un fel de târbială. Dar și sora, vreau să întreb, atunci când cineva se lovește peste un deget, dar dă cu ciocanul și dă bine așa, de sare sângele și, da, și te duci, și te duci la loc și când îl vezi, începi să zâmbești și spui, domnule, că știți, am o problemă, dar să nu discutăm acum neapărat despre asta. Haideți să vedem despre alte lucruri. Haideți să vedem cum mai e vremea, cum mai e cu politica, cum mai e cu partidele astea. Așa zice? Sau cineva care suferă un accident și are nevoie de operație. Ei, când ajunge, ei, Doamne, acum bine că am ajuns, acum stați să mai discutăm despre așa. Când Domnul Iisus Hristos îi spune acestui om, vrei să te faci sănătos, a văzut ocazia vieții lui și a luat hotărârea și nu s-a mai uitat în jur să tâmpiască. A pus mâna pe lucrurile acestea. Nu s-a mai uitat el la farisei și la saduchei și alți chei câți erau pe acolo. Și așa a ridicat toate lucrurile și a început să meargă. Aia sunt și alții care și că ei sunt mai dășteți. Ce, Doamne, am vrea sănătate, dar s-ar putea cumva sănătatea aceasta să fie fără regim? Fără regim ți-ar putea să fie. Vorbeam odată la evanghelizare și a trebuit să ajung și pe acolo unde omul lui Dumnezeu nu mănâncă de aotova de toate. Unde omul lui Dumnezeu le alege după voia lui Dumnezeu. Și a doua zi a fost în mormântare, într-una din bisericii neoprotestante. Știți ce striga conducătorul bisericii respective în gura mare? În împărăția lui Dumnezeu nu se merge cu regim. Da, așa vor oamenii. În împărăția lui Dumnezeu să nu se meargă cu regim, să nu se meargă cu restricții la păcate, să nu se meargă cu restricții la plăceri și așa mai departe. Dar Domnul Hristos spune, vrei? Dacă vrei, atunci încadrează-te pe linia aceasta. De ce 38 de ani? Are o semnificație? Ne putem imagina. De ce a trecut așa de mult? Te caută Dumnezeu până la 10 ani, atunci copiii încep să fie atrași pe chemarea lui Dumnezeu. Deci nu, am părinți, am... Pe la vreo 20 de ani, zic, Doamne, îmi pare rău, dar acum aveți pe bruneta aceea sau pe frata aceea. Mă iubește, n-am nevoie de viața. Și mai târziu, sigur, se mai estompează puțin această dragoste, că dai copii, mă adoră, Doamne. Dar ajungi și la perioada cuibului gol, la pe 38 de ani, 40. Și concluzia care este? Slăbănoc, neputincios. Și ce rezolvă? Dacă ai fi fost de la început cu Dumnezeu. Când descoperi dragostea lui Dumnezeu, nu-ți trebuie multe alte lucruri, frați și surori, să le găsești. Ce trist să pierzi atâția ani în procesul acesta al găsirii lui Dumnezeu. Cât de dureros că îți trebuie așa de multe ori să înveți lucrurile acestea. Și dragi părinți, aveți răbdare cu copiii noștri, care nu mai merg chiar așa cum vreți voi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a avut răbdare cu omul acesta 38 de ani și până la urmă a vindecat. Vrei să te faci sănătos? Pe deplin? Cărțile te pot ajuta. Cărțile bune te pot ajuta. Educația, un sfat bun sau știu. Dar numai Domnul Iisus Hristos te poate vindeca pe deplin. Și te poate vindeca în așa fel încât să fii om întreg, nu numai pentru aici, pentru comunitate, pentru societate, ci pentru împărăția lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos umple inima cuiva, frașilor, nu mai ții cont nici de nimeni, nu ții cont nici de dreapta, nici de stânga, și te angajezi cu toată inima de partea lui Dumnezeu. Orice. În versetul 14 găsesc aici puțină teologie cu care vreau să închei. Teologie de înaltă clasă. Ascultați! Iisus l-a găsit în tempul și a zis, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Creștinii sunt mântuiți într-un singur moment. La apariția Domnului Iisus Hristos în viața ta și la întâlnirea ta cu El. Dar rămâi mântuit și salvat numai dacă, dacă te miști în continuu. Cum spunea Apostolul Pavel, alerg! Și nu mă opresc. N-am câștigat premiul, dar alerg! Alerg!
pentru premiul chemării. Opririle sunt periculoase, frați și surori. Domnul Iisus Hristos vrea să te miști în fiecare zi, în fiecare clipă, către împărăție, hotărât noi, așa cum trebuie să facem noi în această zi de sabat. Doamne, vreau să mă mișc către Tine, ca să beneficiez și eu de vindecarea Ta, intervenția Ta în viața mea. Și parcă nu pot să închei. Fără va mai spune ceva despre un adolescent rebel. Ai mai plăceau reguli? Nu-i mai plăcea ce se întâmplă în casă? Independență și-a început să guste din plăcerele păcatului, a început să vină nopțile târziu și a început să fumeze și să... Și părinții îndurerați până la lacrimi. Și părinții discutau și se rugau. Dar până la urmă tata a zis, asta e problema. Camera de zoră, mama mereu făcea oră și a spus, lasă să-și facă singură. Îi punea câte ceva fructe, când venea ea noaptea târziu. Și odată tânăr nu vine acasă și nu vine acasă. Până la urmă tata a dormit. Când se trezește, în pat lângă el nu mai este mama. Se ridică. Și se duce ușa, era între deschis, era așa rază de luni. Și mama, știți unde stătea? Pe genunchi, lângă copilașul ei, și își mai ștergea lacrimi de ori. El ghemuit, cum poate dormi un om plin de băutură, și a zis, ce faci? Ce faci, drag? Și el a spus, iubesc atât de mult. Frații și surori, așa ne iubește Domnul Iisus Hristos pe fiecare dintre noi. Dar nu poate trece peste voința noastră. Vrei să te faci sănătos? Dacă vrei, acum este ocazia. Dumnezeu ne iubește și nu poate altfel, frați și surori. Vrei astăzi vindecarea? Înalță o rugă, cum a făcut omul acesta. Doamne, ai milă de mine. N-am pe nimeni, Doamne. Până să ajung eu, este altul înaintea mea și niciodată nu mai ajung la rând. Doamne, ai milă, ajută-mă. Și El ne va ajuta. Sunt convins. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Thank you.